continuă cu respectul pentru foarte interesantul domeniul voastră cuvânt, să spun câteva lucruri. În cartea doamnei Corelul veți găsi cuvântul legitimitate. Pentru că pornind de la legitimitate, noi am înțeles ce s-a întâmplat la Trianon. Sigur, ungurii au pierdut 70% din teritoriu. Dar teritoriul acela, din punct de vedere al dreptului popoarelor, al dreptului ginților, nu era al lor, ci era al românilor. Asta deodată. Pe urmă, ca să-l comparăm cu Păpânicuș, cu Horthy, asta pentru îndreptare. Democrație, da, democrație funerară. Eu vă spun că dacă aș avea niște bani, mi-aș aduce pe toți românii din străinătate. Asta ar fi democrație funerară. Dar ăștia sunt personalități. Sunt absolut de acord, dar Brâncuș a încercat de mult să mai fie român. Brâncuș este un cetățean universal. Și atunci, ideea, refuz să o caracterizez, a lui și a diaconul, de a-i aduce oasele la Hovița, unde prietenile sunt de 2 metri, unde satul ajunge destul de greu la el, tu român, să știți că nu se compară cu cimitirul veșnic înflorit de la Paris, unde lui Brâncuș nu îi se spune Brâncuș, Brâncuși, dar rămâne marele sculptor al secolului 20. Noi, dacă vrem să fim europeni, trebuie să-l lăsăm pe Brâncuș la Paris. Ce fac ungurii cu Horthy? Vă spun eu ce fac cu el. I-au făcut 85 de cuscuri în această țară. Vecină cu noi sunt 85 de cuscuri ale lui Horthy. Dar dați-mi voie să vă spun și să vă amintesc de o discuție. O discuție între un diplomat maghiar și un american. Ce sunteți voi? Asta se întâmpla în vremea lui Horthy. Sunteți republică sau regat? Suntem regat. Și regele nostru e regent și e admiral. A, deci aveți și o flotă. Nu, nu avem flotă, avem numai un admiral nominal. Și aveți dușmani? Statele Unite sunt dușmani cu voi? Nu. Anglia e dușman cu voi? Aveți revendicări teritoriale? Nu. Dar cu cine aveți voi revendicări teritoriale? Cu românii. Și atunci ai atacați? Nu știu, că suntem aliați cu ei. Cam asta. Și lucrul se regăsește în carte. Asta mi se pare lucrul cel mai savuros, de fapt. Face parte din ciudățenia istoriei europene, dar totuși noi trebuie să rămânem conștienți cu un lucru. Și anume, nedreptatea revendicărilor maghiare este o realitate europeană la ora actuală și revizionismul trebuie privit din vărdării. Doamne ferește să luați arma în mână, să apărați pământul țării. Nu! Dar trebuie să cunoașteți realitatea și trebuie să cunoașteți și regimul sângeros cu știrea sau fără știrea lui Horthy. De vreme ce Horthy a fost în fruntea statului, el este răspunzător. Nu se poate. Toate crimele de care România este acuzată pentru Transilvania de Nord nu s-au consumat când autoritățile române erau acolo. Și totuși, noi suntem socotiți începătorii Holocaustului. Lucrurile acestea, să știți, sunt foarte grave. De aceea, eu vă îndemn